Printre angajații care au fost la tribunal s-a numărat și Nea Titi pe numele său Valer Bondor. La cei 85 de ani ai săi și după aproape o viață petrecută în slujba universității, Nea Titi este acum extrem de dezamăgit de situația în care a ajuns. Conștient fac serviciu și acum acolo mă duc și din greutățile care le avem și multe lucruri nu avem și să duim cu șeful, cu Radu și să facem să fie bani de multe ori nu sunt. Conducerea clubului a trimis Tribunalului Cluj o plângere prin care arată că prin intrarea în grevă a fost periclitată activitatea echipei. Judecătorul sindic a audiat pe cei 16 angajați ai Universității Cluj. Aceștia nu au bani de avocat și și-au susținut singur cauza în instanță. Judecătorul a respins în cele din urmă cererea de încetare a grevei și despăgubirile de 10.000 de euro solicitate. Echipa nu a suferit din cauza asta, din cauza noastră. Ne-am făcut datoria. Cel puțin așa cred eu și și alții că ne-am făcut datoria, precum o ieși și de aici, din discuțiile care le-am avut. Vineri, echipa universității a plecat la Brașov cu un autocar închiriat pentru că șoferul clubului se află în grevă. Totuși, jucătorii au fost însoțiți la meci de către team managerul Marian Onicaș și kinetoterapeutul Liviu Ciucă. La grupele de junior, totul decurge încă normal. Antrenorii au dezvăluit că micuții fotbaliști s-au oferit să le plătească salariile pentru a nu renunța la antrenamente.